Liberalii sunt pesediști pe asta. Liberalii sunt pesediști, ei nu vor semna, le place foarte mult, au avut de ales între popor și Ciolacu, între popor și PSD, între popor și proprie interese. Sunt niște oameni slabi. Noi am scris moțiunea de cenzură, l-am așteptat pe domnul Ciucă să vină cu semnăturile, nu a venit. Am văzut că au fost tot felul de știri, că mai vor și alții să dea cu subsemnatul, să dea cu subsemnatul la ruși, pentru că ei sunt proruși. Mă refer la domnul Simion, care încerca să facă știri pe seama asta. Da, din punctul meu de vedere, PNL-ul, dacă ține tot așa, va ajunge la coșul de gunoi al istoriei. Îmi pare rău pentru ei. PNL a făcut multe lucruri bune pentru România în urmă cu 100 de ani. Deci respectăm emoțiunea până la urmă? Păi nu, când dacă nu avem semnături, nu. Nu. Noi am i-am rugat pe cei de la PNL să aleagă. Știți de ce n-au făcut asta? Câte miliarde au venit de la fondul de rezervă pentru primarii PNL? Cred că vreo 2, aproximativ. Probabil că se bazează foarte mult de mobilizarea din teritoriu și cum stau foarte prost în sondaje, s-au gândit că singura șansă ar fi să-i mobilizeze pe primari și atunci au bătut palma la fel în continuare cu continuatorii comuniștilor, adică cu Ciolacu, și au primit niște bani pentru asta. Lucrurile sunt simple, pragmatic. Aici nu e vorba de onoare, nu e vorba de respect, nu e vorba, nu. Aici vorbim despre un ostaș în slujba lui Ciolacu, un ostaș în slujba lui Iohannis, un ostaș în slujba lui însuși.